se află în perioada aceasta în Filipine, unde filmează pentru cel de-al treilea sezon Asia Express, virgulă, show care va fi difuzat de Antena 1 din primăvară. El e convins că acest sezon va fi bombă cu ce a spus, perechile sunt foarte diferite. E greu să-ți dai seama cine și în ce fel va evolua, se pot întâmpla tot felul de surprize în fiecare clipă. Eu, ca fiecare dintre noi, aveam niște așteptări, credeam că pot să-mi dau seama cât de cât cum se vor descurca, dar nimic din ce credeam eu nu se potrivește cu realitatea. Bine, cam așa stau lucrurile tot timpul în Asia Express. Cred că dacă eram în cursa asta, ieșeam primul, virgulă, a mai adăugat el. În ceea ce privește programul pe care îl are acum, Oase nu și-a pierdut entuziasmul. Chiar dacă rolul meu e altul, tot la 4 la 5 dimineața mă trezesc, pentru că ăsta e și ritmul întregii echipe. Toată lumea e în cursă, dar și Gina Pistol, partenera lui de prezentare, are același program spartan.